Bună ziua, bine ați venit la Control Medical. La mulți ani, să aveți un an lipsit de evenimente medicale, să fiți atenți la sănătatea voastră și să ne urmăriți ca să fiți în temă cu toate noutățile din domeniu. Să fie, dar dacă s-ar putea să nu se vadă nici măcar să ghicești că ar putea exista ceva acolo. E, mai în glumă, mai în serios, cam acesta este trendul când vorbim despre aparatul dentar. Să-și facă treaba, dar să fie invizibil. Povestim despre tipurile de aparate dentare și ce ne recomandă medicii în cazul în care avem nevoie de o corecție cu doamna dr. Denisa Zaharia, medic specialist ortodonție și ortopedie dentofacială. Bine te-am găsit, Denisa! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Povestim despre aparatul dentar, despre care se zic așa că fuge toată lumea în momentul când aude că e posibil să poarte așa ceva, au o reacție, măi, nu știu, o să modifice acolo fizionomia, nu o să mai pot să râd așa cu toată gura, asta pe lângă beneficiile lui. Dar uite că există soluții moderne care ne fac viața mai ușoară. Cu siguranță există soluții și spre surprinderea noastră a tuturor să știi că din ce în ce mai mulți pacienți aleg să poarte acest aparat dentar, chiar dacă este vizibil, adică copiii și adolescenții își doresc modele de aparate dentare cu care să iasă în evidență. Înainte de toate, aparatul dentar este un dispozitiv cu ajutorul căruia tratăm o anomalie dentară, adică o problemă, o disarmonie la nivelul arcadelor și a dinților. Și atunci, în funcție de tipul acestei anomalii, de obiectivele pe care ni le propunem, putem soluționa cazul cu diferite tipuri de aparate dentare. Pe lângă ceea ce ne propunem noi să obținem, intră în joc, sigur că da, și dorința estetică a pacientului, adică dorim să se vadă mai mult, mai puțin și din fericire există variante de aparate dentare care sunt aproape invizibile, să spunem așa, adică sunt foarte discrete și pe care adulții le aleg, pentru că adulții totuși își doresc să nu iasă în evidență cu un aparat dentar. Și din fericire avem astfel de soluții pentru ei. Așa este și uite, ne-ai adus tu aici două mulaje, ca să zic așa. Eu vreau doar așa să le arăt la cameră, telespectatorilor, sper să nu le scap să facă vreo nefăcută. Aici sunt mulajele și vreau să ghiciți așa, da? Dacă vreunul dintre ele, ați văzut, are aparat dentar, dacă celălalt are sau nu aparat dentar. Nu, faceți acolo un sondaj între voi în familie. Ei bine, dragilor, să știți că da, există un aparat dentar aici, invizibil, și o să o rog pe Denisa, că tu ești specialistul, să-l demontezi și să-l arăți tu telespectatorilor, să-l vadă ce finuț este. În și chiar nu se observă, uite, chiar nu se observă. Da, este vorba despre un aparat detașabil, da. Complet transparent și asta este un mare avantaj că nu se observă. Și scăpăm de bătaia de cap în ceea ce privește alimentația și igiena, pentru că asta este foarte important. Dacă la un aparat fix, cum este acela, trebuie să fim foarte atenți atunci când mâncăm și când ne spălăm pe dinți, la acesta avem avantajul că îndepărtăm aceste dispozitive transparente, aliniatori, înainte să mâncăm. Putem mânca practic orice, nu mai avem restricții, după care ne putem spăla foarte bine pe dinți. Ele însă trebuie să fie purtate tot timpul pentru a fi un aparat eficient, adică trebuie să fim disciplinați în ceea ce privește purtarea acestor dispozitive, chiar dacă sunt detașabile, nu înseamnă că nu le purtăm. Dar minim sigur, cât timp, de exemplu, în cazul celor detașabile? Cam 20-21 de ore din 24 este ideal. Sigur că dacă avem un eveniment într-o seară și dorim să nu apărăm cu aparat dentar, nu se întâmplă nimic dacă nu-l purtăm 2-3 ore. În mod normal, acești aliniatori se schimbă la 7-10 zile, adică pacientul de la început știe cât va dura acel tratament, pentru că în funcție de câți aliniatori prevede planul lui de tratament. Și atunci știe cu exactitate cam care este perioada de tratament, pentru că aceștia urmează să-i schimbe, cum spuneam, la 7-10 zile, trecem la următorul. E, și dacă avem un eveniment și trebuie să îl purtăm mai puțin, una, două zile, atunci prelungim durata de purtare a acestei gutiere. Un avantaj al acestui tip de tratament este faptul că tratamentul este previzualizat, adică pacientul vede 3D cum îi se vor deplasa dinții pas cu pas și cum va arăta la finalul tratamentului, ceea ce este foarte important pentru el să vizualizeze, cum spuneai tu, atât dinții drept, dar și mușcătura corectă, toate la un loc fac parte din acest echilibru dentofacial. Așa este și în funcție de problemă, da, putem să purtăm o singură parte, da, pe câte o arcadă, da, un aparat, nu? Sau nu purtăm, purtăm ideal peste este tot? Să purtăm și sus și jos, mm-hmm. Pentru că chiar la final, dacă nu avem probleme aici, de exemplu? La final, ocluzia trebuie să fie una corectă, adică noi dacă
realizăm modificări pe o singură arcadă, acei dinți nu vor mai oclude, nu vor mai mușca nu mai ca la început. Corect, exact, da. cu cealaltă arcadă. Și atunci ideal este tratamentul să fie gândit pentru amândouă arcadele. Sigur că sunt cazuri minore sau cazuri mai ușoare când vrem să corectăm poziția unui dinte, când putem aplica și pe o singură arcadă, depinde de la caz la caz și trebuie să evaluăm. Ca îngrijire presupune ceva special să îngrijim acest aparat dentar? Nu, așa cum ne spălăm pe dinți, spălăm și aceste dispozitive. Pacientul primește atunci când îi se aplică pe dinți prima dată aceste gutiere și de asemenea niște mici atașamente pe suprafața dintelui care nu se văd din compozit. El primește și instrucțiuni în ceea ce privește igiena, niște dispozitive speciale în care trebuie să și le mențină pentru a nu le pierde și permite controle mai rare, la 2-4 luni, chiar pentru pacienții care pleacă mult din țară sau care vin mai rar, să spunem așa, la medicul stomatolog. Este o variantă optimă pentru că nu mai necesită acea activare lună de lună. Iar dacă ar fi să facem comparație între cele două tipuri de aparat dentar din punct de vedere al beneficiilor, există ceva diferențe sau există puncte în plus, puncte în minus? Este greu de spus. Tehnologia a evoluat foarte mult și ca urmare cu aceste tipuri de aparate putem rezolva acum cu succes orice tip de anomalie. Dacă acum mulți ani, atunci când nu erau așa de performante, era mai limitați în ceea ce privește tipurile de anomalii pe care le tratează, astfel astăzi putem să tratăm, cum spuneam, orice tip de anomalie. Cele fixe sunt cele cu care suntem obișnuiți, care sunt eficiente, au dezavantajul că stau lipite pe dinți, da? Dar pe de altă parte nu depindem de pacient, ceea ce este un avantaj. Ele rămân acolo pe toată durata tratamentului și o atenție mare însă trebuie să avem în ceea ce le privește la igienă și la alimentație. Cum spuneam, trebuie să evităm alimentele dure, să avem grijă ce mâncăm și cum mâncăm, toate alimentele trebuie tăiate în fragmente mai mici și pacientul trebuie să-și mențină o igienă riguroasă. Asta înseamnă că trebuie să se spele mai bine pe dinți, mai atent, să folosească elemente accesorii, dușul bucal, ața dentară, periuțele interdentare, pe care în mod normal poate nu le folosește zi de zi. Așa este. Iar în cazul acestuia, presupun că trebuie să mergi acolo în cabinet, ți se face un mulaj și după aceea se toarnă, nu știu, materialul necesar mulaj ca să fie exact pe dințișorii tăi sau vin așa din fabrică, ca să spun eu? Etapele sunt simple, sunt câteva etape. Practic, în loc să-i mai luăm acea amprentă clasică, să iau o amprentă digitală, se scanează arcadele pacientului, împreună cu radiografiile și fotografiile, toate se integrează într-un soft, într-un sistem computerizat. Acolo se proiectează planul de tratament 3D pe care pacientul îl previzualizează, cum spuneam, adică îi arătăm pas cu pas cum decurge tratamentul. În momentul în care el aprobă acel plan de tratament, urmează printarea 3D a acestor dispozitive, a acestor gutiere, care urmează după aceea să ne vină. Tot procesul durează un pic mai mult decât la cel clasic, în jur de o lună de zile, dar la final avem un aparat complet individualizat, adică se potrivește fiecărui pacient în parte și doar lui, eficient, predictibil și estetic, ceea ce ne dorim cu toții. Așa este. Dacă ar fi să vorbim despre necesitate, când este indicat sau care ar fi acele anomalii care ne duc spre recomandarea medicului de a purta un aparat? În primul rând, indicația este să ne prezentăm de copii la ortodont. În jurul vârstei de 6-7 ani este perioada în care încep să erupă dinții permanenți și este important să evalueze un medic ortodont, pentru că el poate să își dea seama dacă arcadele se dezvoltă corect, dacă dinții erup într-o poziție corectă, dacă sunt prezenți toți mugurii pe arcadă și nos și în acest fel decidem dacă urmează sau nu să poarte aparat dentar. Sunt cazuri în care trebuie să intervenim atunci, la 6-7 ani, cu dispozitive simple, fie de reeducare a unui obicei vicios, pentru că de obicei copiii la această vârstă au fie respirație orală, fie sugerea degetului, deglutiție, adică înghițire cu limba între dinți. Și atunci când mă întrebai de tipuri de anomalii, se
apar diferite tipuri, fie că vorbim de îngustarea maxilarului, de compresie maxilară, fie că vorbim de ocluzie deschisă, adică atunci când dinții noștri nu au contact nu cei fiși, superiori da? Cu da? Cei inferiori. Da. Și atunci aceasta apare de obicei când suge degetul, când folosește suzeta și trebuie să intervenim. Și spuneam că la 6-7 ani este mult mai simplu să începem acest tratament cu dispozitive simple cu care lărgim maxilarul, se numesc disjunctoare, sau cu trainere, niște dispozitive de silicon pe care copilul le poartă și care au rolul de a echilibra musculatura și de a asigura condiții optime pentru dezvoltarea arcadelor. Urmează o reevaluare periodică, să spunem o dată pe an, trebuie văzut de ortodont și odată cu erupția dinților definitiv, la în jurul vârstei de 12 ani, se recomandă aplicarea aparatului fix dacă este nevoie. Atunci când avem incongruență dento-alveolară cu înghesuire, adică din strâmb. Nu mai sau... unde să... Da. să-și facă loc, da? Sau cu spațiere, dacă avem pacienți care ni se adresează, fie că vorbim de diastemă, de strângăreață, fie că vorbim de spații între dinți, trebuie să intervenim cu un aparat dentar. Pentru că pe lângă funcția estetică, cu siguranță că scădem riscul de apariție a cariilor în timp și a bolii parodontale. Este important să avem contacte corecte între dinți, astfel încât alimentele să nu pătrundă acolo, să nu ne taseze papila, să nu o inflameze. Da? Atunci când vedem inflamație gingivală, gingie sângerândă, umflată și așa mai departe, este un semn de boală parodontală, iar dinții înghesuiți predispun la acest lucru. Deci atenție să... Înțelegem că aparatul dentar nu este doar un mijloc de rezolvare a funcției estetice, da? Cu ajutorul lui prevenim apariția cariilor, a bolii parodontale și asigurăm sănătate pe termen lung la nivelul dinților. O să fim cu mare băgare de seamă și sfătuim telespectatorii să se ducă cât mai des, să se împrietenească acolo cu medicul ortodont, cu medicul stomatolog, asta pentru că avem nevoie de dinți sănătoși toată viața noastră. Mulțumesc tare mult, Denisa, și te mai așteptăm cu mare drag la Sigur, noi. Sigur, mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumesc frumos! Foarte mulți oameni se plâng de dureri de spate la nivelul coloanei vertebrale, fie cervical, fie toracal, fie lombar. Tonifierea musculaturii joacă un rol foarte important dacă dorim să ne ferim de tot felul de neplăceri și vom aborda subiectul recuperării și tonifierii musculaturii cu spatului, cu domnul dr. Cornel Brotac, medic specialist, recuperare medicală, fizioterapie. Bine v-am găsit! Bine, v-am regăsit. La mulți ani. La mulți ani, la mulți ani. Să n-avem dureri cervicale, lombare, toracale anul acesta, să ne tonifem acolo musculatura și să povestim așa despre noutăți care au apărut și tot apar în acest domeniu. Ce se întâmplă acolo de ne plângem toți de aceste neplăceri la nivelul coloanei? Medicina e în continuă mișcare, așa că cercetările continuă. Pentru patologia spatelui am adus o tehnică nouă, reconstrucția coloanei tridimensionale prin imagistică, CT. Astfel putem vedea rotațiile NAX, putem vedea fiecare vertebră cum este localizată și putem aborda recuperarea în așa fel încât pacientul să poată se poate recupera fără a rămâne cu sechele. E o procedură simplă? Ce presupune pentru pacient, de exemplu, această investigație? Practic este o scanare CT, durează pe întreaga coloană, da? Se scanează întreaga coloană și se reconstruiește coloana tridimensional în 3D și vedem fiecare poziție a fiecare vertebre, apofizele spinoase, ligamentele, interapofizare, intervertebrale, absolut tot putem vedea și astfel știm cum să abordăm problema. În funcție de ceea ce vedem acolo putem stabili dacă e cazul să injectăm anumite substanțe, dacă nu putem aborda o terapie nouă pe care o și folosim, terapia Schott, care e bazată pe respirație. Și ne ajută foarte, foarte mult în recuperare. Apropo de problemele posturale, toată lumea are probleme posturale. Nu cred că există vreun om care la un moment dat să nu fi avut acolo vreo afecțiune, vreo neplăcere. Se trag multe din copilărie. Da, din nefericire, alimentația este foarte bogată în hormoni. Cresc foarte repede copiii. Mulți dintre părinți nu verifică nivelul vitaminei D. Sistemul osos crește mult mai repede decât musculatura și astfel apar problemele posturale, scoliozele, cifozele,
e desperiat în ultimul timp pentru că au ajuns la unghiuri foarte mari. Copii 10-12 ani cu unghiuri de peste 20 de grade, unicob, ceea ce pune foarte multe probleme. Aceste lucruri, dacă nu sunt rezolvate din copilărie, mai târziu sunt predispuși la hernii de disc și astfel materie primă pentru neurochirurgi. Dar ce ar trebui să facă, de exemplu, un părinte ca să prevină toate aceste probleme posturale? Să meargă din timp cu copiii la medic, să le facă analizele, să verifice nivelul vitaminei D, să aibă grijă să-i asigure suplimentar vitamina D, pentru că sunt, de exemplu, pacienți care au intoleranță la gluten, lactoză, cu un proces inflamator la nivelul intestinului și astfel este îngreunată absorpția vitaminei D, transferul din vitamina D2 în D3 și susținerea sistemului osteoarticular. Și cred că și sportul joacă, nu, un rol important în viața copiilor noștri, apropo de postură, apropo de dezvoltarea scheletomusculară. Da, așa este, pentru că marea majoritate a copiilor își petrec foarte mult timp la calculator, își petrec foarte mult timp cu gadgeturi și astfel efortul fizic scade. Însă și sportul de performanță pune și el probleme, așa încât trebuie să găsim un echilibru, da, un echilibru în așa fel, da, încât să păstrăm o vitalitate și o mobilitate bună la nivelul articulațiilor, mai ales celor vertebrale, pentru a preîntâmpina apariția herniilor și altor lucruri mult mai complicate care necesită intervenții chirurgicale. Până să ajungem acolo la bisturiu și să rezolvăm astfel problema, ce alte afecțiuni sunt acum cele mai frecvente, de exemplu, la nivelul coloanei vertebrale? Cele mai des întâlnite de mine în ultimul timp sunt listezisurile. Practic, o mini-herniere a discului în canalul medular cu amprentarea rădăcinilor nervoase. Asta se produce pentru că? Ce facem noi greșit? În sedentari vrem să facem efort, nu adoptăm o poziție corectă, ridicăm o greutate și cel mai complicat e în momentul în care pacientul ridică o greutate și face o mișcare de torsiune în lateral, în plan lateral, și atunci apare acea forfecare a coloanei și atunci cedează discul și lezează canalul medular. Și apropo de greutăți și poziția în care ridici greutățile, îți creează multe neplăceri, pentru că, să fim serioși, nimeni nu se gândește, da, că poziția corectă ar trebui să ne lăsăm așa jos, să flexăm genunchi și, da, și nu din spate, da, însă e mult mai ușor să te apleci, să te apleci și să iei direct și crezi, da, o pârghie pe coloană și atunci așa este. Inevitabil apar problemele. Și de musculatură să vorbim neapărat, apropo de neplăcerile acestea care apar la coloana vertebrală și apropo de sedentarism, pentru că nu ne gândim că dacă facem niște mișcări și ne întărim acolo mușchii spatelui, putem să susținem, apropo de coloana vertebrală, să nu mai avem, da, tot fel de probleme. Suficient, pentru că mare parte din pacienți au rectitudinea coloanei, deci au șters curburile anatomice. Și atunci toată greutatea și forța pe care o aplică asupra articulațiilor vertebrale nu este pe întreagă suprafața discului și atunci așa apar și mai des. Ei sunt cel mai greu de recuperat pentru că până nu câștigăm acea curbură anatomică, fiziologică, nu putem spune că pacientul s-a recuperat. Și mai apar acele rigidizări ale coloanei vertebrale și putem să resimțim asta cu vârsta, că nu mai suntem așa de flexibili cum eram înainte. Ce e de făcut în cazul acesta? Trebuie adoptată pas cu pas și trebuie mers după o anumită vârstă, când devine o boală cronică, patologia coloanei. Trebuie mers de două ori pe an să fac cure de tratament și periodic să meargă la masaj, să încerce să facă exerciții de gimnastică care să crească mobilitatea în articulații, să păstreze o mobilitate, pentru că în momentul în care
mobilitatea se reduce, apare osteocondroza și se apar acele osteofite și ciocuri, cum le spunem noi, nu? Da. Și practic atunci mobilitatea este redusă și din păcate nu mai avem ce să facem. În momentul în care se formează astea, geodele alea osoase, nu mai avem cum să ajutăm pacientul. Un laser acolo, ceva să le distrugă. Decât să scadă procesul inflamator, dar reapare foarte repede în funcție de mișcările pe care le face. Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații și vă mai așteptăm cu drag la noi. Cu drag. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumim frumos. Sezonul rece, după cum bine știți, vine la pachet cu gripe, cu viroze și de 2 ani încoace și cu COVID-19. Este firesc să ne îmbolnăvim și, paradoxal, chiar acest lucru ajută la dezvoltarea și maturizarea sistemului imunitar. Vorbim despre un sistem imunitar sănătos și cum facem față tuturor acestor afecțiuni cu doamna dr. Laura Panait, medic specialist medicină de familie. Bine te-am găsit, Laura! Bine te-am găsit! Vorbim, uite, despre sezonul rece care vine la pachet cu toate aceste nebunii și chiar știi prea bine că a fost acolo punctul acela de a declara epidemie de gripă. Sunt măsuri în care trebuie să purtăm mască, să nu contaminăm și alți oameni, bineînțeles. Ce facem? De ce explozia asta de, de număr de cazuri de gripă? De ce au apărut din ce în ce mai multe viroze? Care este cauza? Nu mai avem noi grijă de noi sau ce se întâmplă? Ca să fiu sinceră, nici iarna nu mai este iarnă. Asta clar. Virusele n-au dormit și nu dorm și colcăie peste tot. Așa este. Pe de altă parte, factorii care cauzează destul de mult la îmbolnăvirea noastră, fie că este vorba de o răceală sau de o gripă, sunt legați și de îmbrăcămintea inadecvată, de aglomerație, de puterea scăzută de apărare a organismului nostru, o imunitate scăzută și, nu în ultimul rând, nu respectăm măsurile de protecție, adică nu trebuia să vină COVID-19, să învățăm să ne purtăm pe mâini, sau să nu stăm în aglomerație, să nu ieșim din casă când avem febră, tușim și să împrăștiem carcalace, cum îi spun eu. Da, așa este. Uite, mă gândesc că au fost și mutații, nu? În toți acești ani și virusele au devenit mai agresive. Așa că să nu ne mirăm că, de exemplu, o gripă sau o viroză durează mai mult decât eram obișnuiți. Că se spunea, nu? Că o gripă tratată, netratată, știi tu, cu medicamente, tot în 7 zile trece. Așa că stăteai acolo în pat, îți reveneai. Gluma era că trece în 7 zile fără medicamente, sau o săptămână cu medicamente. Așa este, da. Da, legat de acest lucru, automedicația noastră după ureche, după ce a spus vecinul, dacă am avut două simptome comune și vecinul a luat doar un medicament, îl luăm și noi și ne așteptăm să crească. Pe de altă parte, am observat la pacienți, la cunoscuții mei, replici de genul am făcut COVID, ce schemă ai urmat? Nu e o schemă valabilă pentru toată lumea, nu? Pentru toată lumea. Da. Deci avem pacienți și cu tot felul de boli asociate, da? Asociate, cu răspuns diferit la o boală, la un medicament și trebuie să fie adaptat pentru fiecare persoană. Noi, ce e bine să știm? Este bine să știm simptomele de alarmă, să vorbim cu medicul de familie sau medicul generalist, să ne sfătuiască ce avem de făcut și doar când apar simptomele de alarmă să mergem la camera de gardă, care, din păcate, sunt supra-saturate. Da, deci, da. Doctorii, eroii noștri de la camerele de gardă au dat din una în alta, știi cum e. Da, așa. Înțeleg acum de la colegii mei că sunt aproape mai aglomerați decât erau în perioada stare de alertă de COVID. Da, plus că mă gândesc că acum cu toate virusurile acestea care s-au multiplicat, au făcut o felul de tulpini și așa mai departe și apropo de combinațiile care au apărut între gripă și COVID, tulpină nouă de COVID, nici nu mai știi în momentul în care te îmbolnăvești ce este. Și normal că te duci la camera de gardă panicat să vezi ce e. E viroză, e florona, e COVID, e gripă, e o răceală simplă și mă afectează mai mult. E de înțeles. E de înțeles, dar încercam să spun că e bine să vorbim cu medicul de familie și să lăsăm la camera de gardă să ajungă cazurile grave, care, nu? Chiar au nevoie de ajutor medical. Și vorbim de extremele de vârstă, copii și vârstnicii,
de pacienții cu boli asociate, care sunt foarte mulți, de exemplu diabetici, cardiaci, au nevoie, oamenii cu boli autoimune, au nevoie imediat de asistență medicală specializată, versus noi care suntem sănătoși, nu avem complicații și putem să ne tratăm sub ghidarea medicului de familie, să nu aglomerăm camerele de gardă. Așa este. Febra este un indicator care ar trebui să ne îngrijoreze sau când ar trebui să ne îngrijoreze febra? Că ok, faci un 38 cu ceva, îți dai un antitermic, să zicem că scade, dar deja dacă depășește și ajungi la un 39, la un 40, e semn că e ceva acolo, se întâmplă ceva grav în organism și nu e de stat, pentru că se ajunge la multe complicații. Febra mare peste 39 de grade, care ține mai mult de 2-3 zile și nu este controlată cu antitermicele binecunoscute, da? Starea de lentoare, adică dorm continuu, respirații accelerate sau din contră, nu mai respiri, schimbarea culorii tegumentelor, a mucoaselor, devin cianotice, vezi pe unghiile pacientului culoarea aceea violetă, da. Sunt semne de alarmă că nu este în regulă cu noi și atunci, da, trebuie să mergem să ne prezentăm la camera de gardă. Mai ales la copilași, cred că febra aceasta mare e foarte este puternică, nu? Și periculoasă. Și riscurile de convulsii febrile sunt mari. Din acest motiv am spus că extremele de vârstă trebuie să prezinte mult mai repede decât noi la o cameră de gardă. Apropo de sistemul imunitar, că acolo e toată speranța noastră, nu? În el stă. Cum facem să ni-l întărim în perioada aceasta? Pentru că se întâmplă să treci printr-o viroză, o răceală, cum îi spunem noi, zici că ai scăpat și te mai lovește încă una. Și cine știe ce alte simptome mai ai. Cum facem să luptăm împotriva virusurilor? Păi, în primul rând, eu nu sar pe să recomand medicamente. Aș vrea un stil de viață sănătos. Aerisitul camerei, spălatul pe mâini cu apă caldă și săpun, o spălare corectă, dat în aer liber o oră pe zi, plimbări în aer liber, nu în mall, da? Mall-ul nu e natură. Nu e natură mall-ul. E frumos, parcul, dar nu e sănătos. Pădurea, exact, acolo unde avem și un aer de o calitate bună. Pe următorul plan sau un plan paralel, să avem grijă ceea ce mâncăm. Fructe, legume, să nu ne lipsească de nicio culoare. Sunt o sursă foarte, foarte bună de vitamine, da? Vitamina C o luăm din fructe, o luăm din legume. De exemplu, ardeiul roșu este o legumă care are un conținut de vitamina C foarte bun, foarte ridicat. Mulți dintre noi agrem ardeiul. Deci putem să-l mâncăm ca atare, da? Din acest pe post de snacks. Pe post de snacks, da. De ce nu? Da. Nu știu, în combinație cu o salată, cu eu brânză. Personal... Uite ce bun e cu brânză. Da, eu personal folosesc ardeiul roșu în locul feliei de pâine. Felia pentru de pâine, da. Da. Sandvișuri, cu orice ar fi. Și ne-am asigurat și de fibre în organism și de vitamine. Avem tot ce ne trebuie, absolut tot ce ne trebuie. Apropo de vitamina C, care este doza zilnică recomandată? Pentru că mulți dintre noi sar la suplimente, mai ales în sezonul rece și mai ales când vorbim despre copii. Și atunci te duci și îi dai copilului, ia vitamina C, cât îi dai sau cât luăm? Nu vreau să mă arunc să spun doze, pentru că se face o dozare de vitamine și aici aș vrea să vorbim în paralel și despre vitamina C și despre vitamina D, care sunt la modă să le luăm să ne crească sistemul imunitar. Sunt foarte bune, sunt minunate, dar dozele diferă de la pacient la pacient. Povestea cu 1000-2000 de miligrame 3, de 4, vitamina 5, D, da. 4 grame de vitamina C pe zi, nu este corect în nicio formă. Facem dozare, vedem care este nevoia noastră și luăm. Plus că dacă vedem că răcim frecvent și ne hotărâm să luăm aceste vitamine, s-ar putea să nu rezolvăm toate problemele, că poate nu aceasta este problema. Poate avem o anemie și atunci când ești anemic scade apărarea organismului față de infecții și noi luăm normal vitamina că se prind C, de tine, luăm vitamina știi? D și de și fapt nu rezolvi problema. De fier. Da, da, da. Deci un consult cu o evaluare bună, corectă, cu analize de laborator care să ne arate deficiențele și cât trebuie să suplimentăm din medicamente, este binevenită și cel mai
corect de aplicat. Mai ales că, uite, acum la început de an e bine să facem o vizită acolo la medicul de familie și să îi cerem să ne dea analizele necesare. Da, da? Analizele uzuale necesare. Analizele uzuale. Vreau să menționez că dozarea de vitamina D și vitamina C nu intră în bateria uzuală de analize. Deci e ceva extra pe care îl cer, dar îl cer pentru sănătatea ta. Îl cer pentru sănătatea ta și investim puțin în sănătate. Musai. Și a mai fost nebunia în acești 2 ani și ceva de pandemie de COVID-19 cu zincul. La fel, toată lumea lua zinc pe lângă vitamina D. De ce? Pentru că așa era bine, așa auzisem, așa ni se spunea. Și dacă lua vecinul, l-am și eu, că să-mi fie și mie bine, nu? Eu am rămas puțin impresionată și nu în sensul bun când am văzut ce circula o listă pe WhatsApp. Așa este, și toată lumea primea. Da. Și primea zinc, vitamina C, seleniu, toate erau puse quercitină, acolo. Și să nu mai ne amintim și de ea. Le luau pe toate, toți, indiferent, avem, nu avem nevoie, luam acele vitamine. Trebuie să înțelegem că sunt niște produse... produse în fabrica de medicamente, da? Sunt medicamente. Nu sunt bomboane. Hai să nu punem ficatul să muncească în plus, să lucreze niște medicamente dacă nu este nevoie, da? Așa doar este. Dacă este nevoie, luăm. Așa este. Mulțumim tare mult și cu siguranță o să facem acolo o vizită în cabinetul medicului, da? Să mergem așa ca la carte cu lista înainte. Mă bucur tare, tare mult și așa să facem cu toți. Așa să facem, te mai așteptăm cu mare drag. Mulțumim. Mulțumesc, Mulțumim. Toate bune! Mulțumim frumos! Când vine vorba de nevoile de bază ale celor mici, specialiștii ne aduc în evidență 3 necesități pe care, dacă le respectăm, îi vor ajuta pe copil să aibă parte de bună dezvoltare și vor îmbunătăți calitatea vieții sale și, mai departe, calitatea vieții de adult. Care sunt acestea? Vom afla în cele ce urmează de la Ioana Cătălina Pavel, psiholog. Bine te-am găsit, Ioana! Bine te-am găsit, Ana, și îți mulțumesc din nou pentru invitație. Mulțumim tare mult că ai venit să ne povestești apropo despre aceste nevoi de bază ale copilului, pentru că noi considerăm că dacă el are unde să stea, dacă e călduț în apartament, dacă îi dăm acolo niște mâncărică și îl îmbrățișăm așa din când în când, este bine, nu? Și am asigurat traiul bun. Așa este? Este bine și așa, este un început și ce ai spus tu este chiar modul în care pot împlini părinții nevoia de conectare, da? Apropo de îmbrățișări, da? Da, de îmbrățișare, de a fi acolo, de a se simți în căldură copilul. Care ar fi, uite, aceste 3 necesități, să le zicem așa, cei 3 C, nu? Da. Cei 3 C, exact. Deconectare ar fi prima și cea, spun eu, esențială. De competență și de control sau autonomie. Bun, hai să vorbim așa pe rând despre fiecare parte, să le disecăm. Toți suntem la control medical. Ce facem cu această conectare? Ce presupune ea de fapt? Când o facem? Cum o facem? Cum e bine să o facem? E, în primul rând, o nevoie de bază, da? Deci nu trebuie să, cei care ne privesc, să nu se gândească că e ceva, wow! Mă uit la ceas și zic, nu mi-am îmbrățișat copilul suficient astăzi, da? Da. Cum o să fac chestia asta astăzi? În primul rând, aș încuraja mămicile și tăticii. Normal. De ce nu uite, vezi? Prima tendință e să mă gândesc la mămică, dar și tăticul și bunicii și toți cei care cresc un copil trebuie să se simtă, în primul rând, că își împlinesc ei nevoia asta de conectare, ei cu ei, da? Deci să știe ce este iubirea de sine. Eu pun foarte mult accent pe asta. Dacă împlinești această nevoie, vei ști cumva natural și să împlinești nevoia de conectare a copilului, da? Dar acum să vorbim așa, concret, dacă e, da? Cum îl ajuți pe copilul tău să se simtă important, că aparține și validat? Asta ar însemna conectare, da? Să spunem că, nu știu, are nevoie de o îmbrățișare. Cum îți va arăta copilul că are nevoie de o îmbrățișare? Depinde de copil acum, uite, al meu, ca să zic așa, care este un mega lipicios așa. Ori vine lângă mine și se cuibărește acolo lângă mine și bineînțeles că eu îl pup și îl răsfăț. Când era foarte, foarte mic, îmi lua mânuța și mi-o punea pe cap, știi, să-l mângâi. Adică mi-a arătat că el vrea să fie mângâiat. Sau avem joculețe, de exemplu, joculețul îmbrățișorilor și alergăm, da, stăm așa și venim
spre celălalt cu brațele deschise. Sau pur și simplu că-ți vine, că îi drăgălești, știi, și ții la ei și din când în când îl mai prinzi prin casă, îl mai drăgălești un pic, știi? Uh-huh. Deci cam acestea sunt metodele mele, de exemplu. Da, și este conectare fizică. Da. Ce ai spus tu. Da. Da? Și foarte bine, e cel mai, cel puțin până la 7-8 ani, când copilul te lasă să îl îmbrățișezi deci să profităm. Și să-l pup, da, fă cât mai mult da. Chestia asta. Da. Nu mergem pe ideea aia, îl pupăm numai în somn, știi că sunt asta ca să nu devină alintat. Așa nu e niciun este. Pericol, dragi mămici, pupați-vă, îmbrățișați-vă copilul, că este foarte sănătos să facem asta. Și mai există conectarea aceasta, de exemplu, prin intermediul timpului pe care îl petreci împreună, nu știu, poate participați împreună la jocuri sau mm-hmm. ce mai faceți? Sunt niște limbaje de iubire, ce spui tu acum. Și, într-adevăr, fiecare copil are modul lui în care se simte iubit în funcție de temperamentul lui. Da, într-adevăr, unii se simt prin timpul pe care îl petrec împreună, alții prin mângâieri, ce ai spus, alții prin cadouri. Serviciile mai sunt, nu? Da, da. Sunt 5. Da, 5 limbaje ale doctorului Chapman. Da, așa este. Trecem la competență. Ce facem acolo? Competență. Da. Asta, cum spune și numele, copilul trebuie să simtă că știe. Și că să arată că știe. Și să arată că știe, da. Și mai târziu e un element care alcătuiește stima de sine a adultului. Deci e foarte important să îl validezi, da, că știe. O metodă, de exemplu, este să fii foarte atent la ce face, la procesul acțiunilor lui și să-i validezi fix procesul. Adică eu nu sunt genul să încurajez mamele să spună: mamă, ce deștept ești! Pentru că este foarte general. Spune-i ceva particular. Uite cât de mult ți-a luat să faci acest lucru. Da? Mă bucur că ai reușit să faci copacul, că știu că ți-e greu de obicei, dar uite că acum ai reușit. Fii cât mai specific în evaluările pe care le faci copilului și îl ajut să împlinești nevoia de competență. Și apropo de nevoia asta lor de autonomie, care apare așa încă din primii ani de viață, mulți părinți, poate din grabă sau din lipsa timpului, știi, cum se grăbesc, nu mai stau să lase copilul să facă acest proces, nu știu, poate vrea să se îmbrace singur, poate vrea să mănânce singur, poate, intervin. Hai, lasă că fac eu repede să trecem peste asta, că mă grăbesc așa mai departe. Cum îl afectează pe copil dacă noi tot timpul intervenim? Da, asta este să spunem așa, un defect pe care îl au părinții. Pe termen lung se dezvoltă ceea ce se numește în psihologie neputința învățată, ceea ce înseamnă că copilul cumva, nu știu dacă ați văzut, sunt copiii aceia care dacă-s rugați să facă ceva, spun: da, fă tu. Da. Pentru că s-a învățat că la acel lucru, de obicei părintele face. Așa atunci este, dacă tu m-ai învățat că tu îmi legi șireturile, fă de data asta tot tu. Așa este. Și îl pune pe termen lung aici, de aici pornise, într-o zonă de victimizare. Și atunci și dependența se încurajează foarte mult prin neputința neajutorată. Așa este, dar uite, de exemplu, să spunem sclerozează. Că dacă tu pleci la drum așa ca părinte, bă, sănătos. Măi, eu o să am grijă de copilul meu, o să-l sprijin și mai departe. Mm-hmm. Și totuși există mari diferențe, să spunem, între copii, mai ales de vârstă mică. Să zicem, are un copil 3 ani, unul se îmbracă singur, face de toate singur și îți arată că poate, celălalt este dependent, cum ai spus tu, de părinții lui. Adică, leagă-mă la șireturi, dăm de mâncare, îmbracă-mă că eu nu. Deși ar fi trebuit să facă lucrurile pe care le făcea primul copil. A greșit ceva undeva, n-au făcut bine, ce se întâmplă acolo? Păi de cele mai multe ori am intervenit, da, când copilul putea să facă, avea abilitățile cognitive, da, să facă acel lucru și dintr-o anxietate, dintr-o frică, din controlul mamei, că aici ea nu și-a împlinit foarte bine, poate, nevoia asta, da? Din dificultatea de a-i da voie lui să facă. Pe principiul ăsta că ești mic și nu știi, nu? Pe principiul ăsta, da. Nu știi, nu poți. Sau mai e, hai să arăt oamenilor ce mamă bună sunt și mai avem noi mamele. Nu? Da. Sunt grijulie, uite că fac eu totul pentru tine, da. Da. Așa este. Asta e. Așa este. Ajungem la celălalt ce? Mai avem un ce? De control. De control, da. Ce înseamnă controlul ăsta? Cum îl aplicăm? Da, păi orice ființă umană are nevoie să simtă că poate să facă lucruri, da? Și noi, ca adulți, vrem să ne simțim în control, adică în stăpânirea, nu? Unor emoții, unor gânduri, unor joburi, nu? Mai târziu, da?
Și la fel, de foarte mic copilul poate să se simtă în control, da? Când îl lași, de exemplu, să, chiar dacă strică lucruri, da? Dă-i voie să se ducă, să desfacă sertare, să desfacă mecanisme. Da. Să strice jucării. Da. Da, îi dezvoltă această senzație de a fi în control. Să scormonească acolo printre oale, în bucătărie, nu? Pur și simplu să-l lași să exploreze tot spațiul în care se află. Da, da, îl ajută foarte mult asta. Și în contrapartidă, dacă nu-l lași cumva, dacă nu-l ajut să-și împlinească nevoia asta, tantrumurile sunt ceea ce se întâmplă mai târziu. Chiar vreau să te întreb apropo de manifestare. Da. Cum se manifestă acești copii care nu sunt lăsați? Da, ăsta e un comportament negativ prin care el îți țipă și îți spune mami, să știi că sunt și o ființă umană și am drepturi și am preferințe și pot să decid și uite, îți spun nu dacă vreau, da? Un pic mai târziu, poate, nu chiar o să după învețe, 3 da, ani. Da, să verbalizeze, când vede că poate, nu? Să spună, exact. Da. Iar toate aceste tantrumuri care, uite, sunt un semnal de alarmă, ar trebui cumva sesizate de părinți și să nu spună că așa e copilul meu. E mai furios, e mai coleric, e mai nu, adică ar trebui să le decodificăm, să vedem ce se află în spatele acestui comportament. Exact, da. Și nu vreau să pun vina pe părinți, nu asta e ideea, dar e bine să se uite un pic înspre sine. Cum împlinesc eu nevoile astea la mine? Și cum îl ajut pe copil să și le împlinească. Și dacă îmi dai voie, am o mică poezie care, de fapt, întrunește toate nevoile astea. E dedicată părinților. Ia, da? Să vedem, da. E chiar așa, scrisoare pentru părinți de Romulus Chelbegeanu. Dacă ar avea părinții ochi să vadă și sufletul le-ar fi mereu atent, în ochii pruncilor cu viața fadă, ar descifra mesajul cel urgent, vă rog, iubiți-mă inteligent. Nu glume, nici minciuni, bomboane amare, nu vreau bunici și nici televizor, nu-mi trebuie nici lux, nici îmbuibare, puțin îmi pasă de trăiesc sau mor, dar vreau să fiu al vostru, nu al lor. Eu știu că aveți profesii elevate, că sunteți la curent cu date noi, că aveți servici, ca eu să am de toate, dar fiindcă vă iubesc pe amândoi, vă spun, eu am nevoie doar de voi. Aș vrea ca jucărie ochii mamei, nu ochii îndepărtați ai vreunui unghi. Când ne întâlnim atrași de glasul foamei și nu pot sta la tata pe genunchi, mă simt ca o mlădiță fără trunchi. Nu vreau să fiu un deget ce acuză, găsind dolarul singur vinovat, am gând curat și inima refuză o bombă cu efect întârziat. Vreau să devin un om adevărat. De aceea vreau părinții mei să vadă, să aibă sufletul mereu atent, că în ochii mei umbriți de viața fadă, să descifreze strigătul urgent, vă rog, iubiți-mă inteligent. Ce frumos, ce frumos, foarte frumoasă poezia, nu știam, să știi, îți mărturisesc. Cu drag. Apropo de iubitul acesta inteligent, când dăm prea mult, când dăm prea puțin? Știi că trebuie să fie un echilibru, când sufocăm copilul sau când îi dăm prea puțin? E, asta este, cum să spun așa, un aspect pe care îl explorează psihologii încă astăzi și mai ales psihologii educaționali. Pentru că, într-adevăr, este delicat când să intervii, când chiar e nevoie să îi arăți copilului că tu ești autoritatea și e responsabilitate și când să-l lași pur și simplu pe el, da? Să strălucească, să zicem așa. Uite, acum ești tu. Tu să fii doar un supraveghetor, cumva, al lui. Dar cred că e important să nu fim foarte perfecționiști, să nu ne lovim că dacă am greșit, n-am respectat nevoile astea, să le știm. Și să fim așa cât mai blânzi cu noi înșine, să fim cât mai vulnerabili în fața lui, să îl respectăm ca ființă umană. Eu cred foarte mult în acest respect. Nu contează că tu ai 1,70 și el 1,30. Și el se uită așa la tine. Da, și el se uită, da. E într-adevăr mare ispita, să spun așa, să gândesc că eu te-am făcut, eu am control asupra ta, ai o datorie morală față de mine, fii atent că eu știu mai bine ca tine. Nu, vezi? Exact. Eu știu mai bine, păi așa se spune, eu știu mai bine decât tine și eu pot să decid pentru tine, nu? Până la 18 ani. Chiar dacă știm mai bine, hai să-i dăm și lui voie să știe, știi? E o smerenie aici, așa un pic. Da, uite, apropo de satisfacerea acestor nevoi, contează și ce fel de părinte ești, că poate ești un părinte, așa cum ai spus tu, autoritar, sau poate ești un părinte mai neimplicat, unul care dă foarte multă libertate copilului. Care este aici, să zicem, rețeta? Dacă există vreo rețetă?
Păi literatură de specialitate, dacă este mă duc acolo, împarte într-adevăr părinții în permisiv și autoritar, într-adevăr. Eu mă duc un pic mai în profunzime și mă gândesc, un părinte autoritar, de ce este la autoritar? Pentru că a împrumutat ceva de acolo, nu? Din familie. Da, a avut și el un părinte autoritar, a avut și el fricile lui, este el însuși cu el ca ființă umană foarte critic cu el și atunci din frica asta de a nu greși nici el, nici copilul și ai văzut, sunt mulți care până pe la 19 ani fă facultatea aia, îi trasează toată viața. I-au stabilit destinul. Exact. Da. Da. Să nu mă faci de rușine și așa mai departe, nu? Da. Toate lucrurile astea sunt pentru că tu ești cu tine așa, ca ființă umană. Uh-huh. Și un comportament de acesta poate fi traumatic în sine. Permisivitatea, iarăși, este un părinte democratic care, într-adevăr, nu știe să pună limite nici el cu el. Da? Deci e tot o traumă și asta, că noi zicem că e permit orice copilului. Nu, lipsa boundaries, să vine să spun. Da, limitelor, da, da. Este și ea o traumă în sine. Uh-huh. Da. Dar se mai spune așa că e bine ca părinții să aibă stiluri diferite de parenting. Cumva nici foarte diferite, adică să ne ducem la extreme, ca el să-și ia ambele modele, cumva, adică să-și ia și de la tine ce are de luat, să-și ia și de la tată, să zicem, ce are de luat și să facă așa un binare, că dacă s-am doi permisiv și lasă săracul, îți dai seama că o să fie și lui greu să descurce în viață. Eu zic ca părinții să fie ei înșiși, cât mai mult, da? Să se echilibreze, să vadă ce au ei nevoie ca ființe umane și eu cred că de aici vine și inspirația necesară să-ți crești copilul ok, să fie, să aibă tot ce-i trebuie, să împlinești cei 3 C, da? Ca să vorbim despre asta. Și uite cum îi împlinim, de exemplu, am așa o agendă în care mă uit, astăzi am îndeplinit nevoia de conectare, mâine îndeplinesc nevoia de, adică cum facem? Ele fiind niște nevoi umane absolut naturale, da? Deci orice ființă umană se naște cu ele, în fiecare zi vei avea oportunități ca tu să-ți vezi copilul cum vrea să-și împlinească aceste nevoi. De multe ori sunt comportamente pozitive prin care copilul îți spune, vreau să fiu iubit acum, da? Cum ai spus tu cu exact, copilul da. Tău. Sau vine să se joace cu tine. Mâinile. Da, exact. Hai să ne jucăm, hai să ne uităm la un film. Toate aceste hai să, sunt niște comportamente pozitive prin care copilul te invită. Eu, chiar și așa este în literatură de specialitate. Cereri de conectare, da? Îți cere clar. Dacă tu ai treabă, dacă tu ai de vorbă cu altcineva... Hai, lasă-mă în pace, că nu, lasă, pleacă de aici că am treabă la calculator sau cine. Hai exact. Că gătesc, hai că nu știu ce, nu? Da. Și uite, de exemplu, tu cum îl afectezi dacă tu lușuiești așa, hai, du-te de aici. Păi azi nu, mâine nu, frecvent mă respingi, tu înveți că ce învață un copil care este permanent, îi se respinge permanent nevoia de conectare. Nu pot să fiu iubit, nu sunt suficient de valoros să fiu iubit de mama, de cel mai important om din viața mea sau de tata, da? Deci sunt niște convingeri care se creează în subconștient despre sine, pentru că copilul nu are capacitatea cognitivă să spună las-o pe mama, e ocupată, las că mă duc mai încolo când își termină ea cafeaua, de exemplu. Nu poate să spună asta, da? Și atunci el dă vina pe el, cumva. Da. Asta este pe termen lung lucru negativ. Da, care... și se mai întâmplă, așa. De exemplu, ca un copil, să zicem, să fie mai atașat de un părinte, da? Să fie mai cu mama sau să fie mai cu tata. Nu știu, de exemplu, poate tatăl e plecat mai mult timp și atunci stă mai mult cu mama și așa mai departe, că se întâmplă, bineînțeles, în familie. Nu știu, poate în weekend, când e și tatăl acasă, e bine să mai ia și mama o pauză, să se mai conecteze copilul și cu tata mai mult și avem și noi liber. Sigur că da, bineînțeles. Și e chiar bine să explici copilului, indiferent de ce vârstă, chiar dacă e bebeluș, faptul că tu îi spui acolo, că îi dai energia aia, că uite, mami pleacă acum puțin și se întoarce, asigurarea asta că se întoarce la tine, e foarte important și copilul înțelege, chiar dacă nu-ți dă feedback, el înțelege și te lasă în ghilimele. În sensul care nu-l abandonezi, o să sigur. Înțeleagă că mami vine, orice ar fi. Da, da. Și ce vulnerabilitatea pe care o spuneam înainte. Să-i spui copilului, uite, are nevoie mami să-și încarce și ea bateriile sau uite să mă simt și eu bine. Da? Și apoi abia aștept să mă întorc cu drag la tine. Așa este. Discuția aceasta ajută foarte mult copilul. Da? Pentru că, iată, prin faptul că tu îi spui, se creează și nevoia de conectare.
Da, da, uite, apropierea aceasta despre care vorbim, într-adevăr. Da. Și sunt tot felul de modalități, de exemplu, în care poți să faci asta chiar și dacă stai, nu știu, mai citești o poveste seara. Sau... Sigur că da, adică tot conectare. Sunt tot felul, da. Tot conectare. Că m-ai întrebat cum împlinim zi exact, de zi. Exact, da. Hai să-ți spun acum de competență, dacă mai da, este timp. Da. Să spunem că, indiferent de ce vârstă are, el are o activitate, da? Și vrea să-ți arată. Știi că prima dată se duce la mami sau la da. Tati. Nu îl respinge atunci, da? Vorbește despre procesul pe care l-a făcut. Chiar dacă poate uneori nu e atât de interesant ce face copilul. Poate a făcut acolo un cerc și el zice da. Că a făcut cine știe ce ursuleț. Asta este, e ursulețul lui. Mm-hmm, exact. Și trebuie băgat în seamă și validat. Da? Așa și cea de... Control. Cea de control. Da. Asta, oricât de multă gălăgie ar face, 10 minute măcar, jumătate de oră, lasă-l și pe el... Să bată nu ala aia. Energia, da, da, exact. Lasă-l el are nevoie de asta. Da. Mi se pare că dacă spunem lucrurile astea, mămicile o să-și dea mai mult voie, o să înțeleagă că nu e o gălăgie ce face copilul, ci că el își împlinește o nevoie acolo. Da, da. Și nu sunt mai fie atât de deranjate de comportament. Mai ales dacă face acolo un dezastru, cum spunem noi în casă, haos, dacă aruncă una alta sau că mai împrăștie nu știu ce cereale pe jos sau îți mânjește pereții de cine știe ce aliment, nu e panică, se șterge, o să se plictisească exact. În 20 de minute de activitatea asta, dar măcar și-a luat ceva de acolo. Sigur că da, da. Dacă știi lucrurile astea, ți-e mai ușor să măcar să-l lași să facă și să te gândești la soluții, cum poți să faci după aia să, tu ca adult, să rezolvi. Da? Dacă am măzgălit ceva, ok, vei face tu după el, dar măcar e un efort pe care ți-l asumi ca adult. Să nu ne mai luăm așa mult în serios, nu? Ca părinți, să ne jucăm mai mult cu ei. Că de obicei, să facem da, asta. De obicei ne raportăm așa adult-copil, dar hai să mai intrăm și noi în jocul lor. Ar fi bine ar pentru fi minunat, și să pentru te tăvulești cu copilul prin iarbă, da. Să te bați cu el cu perne. E binevenit și pentru tine, ca da. Pentru copilul tău interior până la urmă. Da, așa este, da. Ioana. Îți mulțumesc tare mult și te mai așteptăm cu mare drag aici. Îți mulțumim frumos. Mulțumim. Vă mulțumesc, dragilor, că a stat alături de noi. Vă aștept și săptămâna viitoare, tot aici, la Control Medical, cu medici nemaipomeniți. Vă purtăm așa din toate specialitățile pentru voi, pentru sănătatea voastră. Vă aștept!